trec cu pățimă. Frăziuel! Frăziuel! Băi, 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 deci, fericele man, stai cu minte pe pulpa ta și, bro, lasă-mă în pace. Bă, ce trec cu pățiți aici acolo, că m-ai mețit de nu înțeleg nimic. Man! Man! M-am întors! M-am întors în tinerețe, bro! Bă, dar m-am întors la măcanțin, așa. Tu ce bine mi-ești a mișcarea asta? Dă-mă muzica aia mai încet! Niciodată! Niciodată! Bă, ce-ai, mă? Frăziuer, hai ca să-ți explic ceva care mi se întâmplă mie. Deci, man, eu când vorbesc cu mine, omul vorbește cu el, cum ar veni de planuri. Bă, ce face mâine? Deci în capul meu este două voci. Celendanu, ce face o mâine? Merge ca să pune în robinetul ăla? Da, merge, dar nu mai bine merge la lucrarea aia. Ba da. Dar mai bine merge până la Fericel, ca să ne vedem cu el. Și ce este ciudat, Fericele? Ce, mă? Deci, man! Bro! Deci, una dintre voci are vocea lui Zacrăna. Bă, uite așa mi se face părul mociucă pe mine. Uite-mă și fă rost de 200 de lei, că azi e ultima zi și ne taie curentul! Auză-mă pe asta! Auză-mă pe asta că este numai păteri. E frică că taie aia. Deci zici că este măcelar sau chirurg. Deci, pe cuvânt, Fericele, eu trăiesc ca Jack Spintecătorul. Frățuier, asta e frică și taie mai mult ca guvernul. Băi, lasă-mă cu frățior, man, bro, ce-ai pățit, mă, nebule, ce-ai pățit? Mă, n-auzi? Fișele! A luat o hotărâre! Mă întorc în tinerețe! Adică să înceapă anii nebuni ai studenției! Plec la cămin, man! Bă, ce cămin, mă? Tu te auzi ce vorbești? Care cămin? Man! Hai să-ți explic! M-am trezit de dimineață, am ieșit frumos în curte, m-am spălat pe mâini pe față, asta e poezie, dar nu, am ieșit în curte, aer curat, fiicele, să îngemâna ziua cu noaptea, răzărea soarele frumos ca să mă mângă, universul era la picioarele mele, luceafărul de Mihai Eminescu, zic, hai să fac pipi. Mă frumos la gard, când odată aud o voce în capul meu. Vocea lui Socrate, mă? Nu, de data asta era vocea mea, care zicea... Celentano... Unde e, mă, tinerețea ta? Când am auzit asta, Fericele, mi-a picat față. Deci, are dreptate. Unde este tinerețea mea, Fericele? Unde este? Că m-am gândit! Eu la viața mea am trecut direct de la stadiul de copil la bătrân. N-am direct copil, bătrân! Care bătrân, mă? Unde ești bătrân? Bă, Fericele, hai bă să fii serios, bă. Nu mai da bă de garbă. Dacă nu ești tânăr, gata, ești bătrân. Nu mai încape etapă că intermediară, că pe dracu să le ai. E ca la femeile urâte. Tu zici, bă, nu poți zici că e urâtă. Zici, ai ceva al tău, dar tu știi că în capul tău e urâtă de băune. Ce dracu mai vorbim aici? Că eu, tinerețea mea n-a fost nicăieri Fericele, adică dă-i pe lucrări. Du-te încolo, fă-o pe aia, dregi-o pe aia-laltă, ia-o pe aia-laltă, a făcut și armata. Bă, stai, da, stai așa. Când ai făcut armata, nu erai, mă, tânăr? Parcă contează la armată, Fericele, că la armată, că ești tânăr, că ești bătrân și cum se cheamă, ești degeaba. Bă, nebunule, și care tinerețe n-ai avut-o tu, mă? Care lipsește? Eu n-am avut tinerețe aia. Aia pe discoteci, Fericele. Aia pe studenție. Aia pe nos pierdute. Aia pe băiețeală. Mi lipsește. Lipsește tinerețea asta. Cât mai am eu de trăit acum încolo? 30, 40, 50, 60, zic, maxim 70 de ani. Și o să trăiesc. Îți dai seama cât o să fie o bătrân și atenție! N-o să am la ce să mă gândesc, n-o să am amintiri, să zic, o loc când era în tinereți. Și Bașca, că toată bucata asta de bătrânețe, mă, eu să am și pe soacră mea în cap.
Bă, ce studenție zici tu aici, mă, care cămin? Se poate, se poate, se poate, Fericel, că conform legislației care este la noi, poți ca să fii student și la 100 de ani. Bă, bine poți, dar tu vrei să fii student? Nu, nu, eu vreau viață de cămin, de facultate, dar fără facultate, asta vreau. Ce cămin, mă, care cămin? Păi zic, tot așa stăteam mai devreme cu gândurile astea. Zic, gata, tinerețe, dă-i. A venit tardile. Zice, celentanul începe o treabă cu tine. Eu când am auzit de muncă, zic, te dracu cu munca ta. Am zis în capul meu, gata, m-am muncit destul să bag tinerețea. Zic, tardile, mai mă interesează. I-am povestit și lui și ăsta, că nu e problemă degeaba, zice, păi celentan, cum ești tu așa mai pe boem? Că sunt. Zice, eu sunt mai pe rebel. Zice, bă, hai mă să ne facem studenții amândoi, fac eu la mine acasă că mi-i studențesc. De fete? Prost ești. Dar noi, mă, de băieți, care să facem bagabonțeală. Deci s-a umflat inima mine, Fericele, când zic, bravo, Bardile, așa facem. Și fii atent că acum, dacă mi-ai ieșit el în întâmpinare, vin la tine și zic, Fericele, nu vrei, mă, pentru ca să vii și tu la noi, la căminul de studenți de băieți? Bă, fii atent, că mă bag la facultate să îmi dau de aia. Nu mă interesează, dar vin la cămin, că poate vine și vreo studentă. Cum ar... Dar trece și pe la mine, ca să-mi ieși o bagaj. Da, mă, gata! Ieși o geantă acolo. Hai, să cu tine. Hai, hai! Mă, Celentano! Să nu care cumva să fii fără bani, că și-ar mănânci! Acum vin păpușă dulce, așteaptă-mă! Hai, cam să puteam pe mine, bă. Ce faci, mă, Bruzeu? Unde te duci cu valiza asta? Te-a gândit acasă? Ce râzi, mă, ca prostul? Tu n-ai bagaj? Și eu pot să râd de tine, dar nu vreau. Dar ce, mă, cu tine? Că te văd că am abătut. Ți-a abătut, Celentano? Sunt supărat rău, bă. Mă, a nevasta afară din casă. Aoleu, mă, ți-ai prea mult și ai obosit-o. Te-a trimis de acasă ca să te mă digrești puțin, este? Nu, mă, m-am întors mai devreme de la câmp. Aoleu, ai avut ghinion, ai prins-o iară. Și eu vin o vacă, n-am anunțat-o, că putea să facă infart. Am mai supărat rău de tot. Și acum unde te duci? Până la Dridul, la Vărâmiu. Stau două, trei zile acolo până îi trece, că după aia mă sună ea să mă întorc. Bro! Dar de ce să te duci tu la Dridul și să nu vii cu noi la cămin? La căminul cultural? Mă omori! La căminul studențesc! Ce cămin studențesc, mă? Brânzoi, mare atenție la mine! Trei cuvinte zic, atâta! Tinerese, libertate, studenție, sisicheci! Ce studenție sisicheci, mă? Da, bre! Bro! Wow! Asta a fost primul pas. Atenție! Urmează pasul 2. Care? Încă o gură. Hai! Cum e? Auzi, mă? Știi că nu e rău deloc? Băi, student! Păi ce are, mă, dacă mă distrez și eu două, trei zile acolo? Păi, distracție, Celentano, să dăm distracție, că studentul se distrează! Eu-s! Student! Bă, vă spun un secret. Bine, nu e chiar secret. Voi știți că eu când eram tânăr eram în trupa de dans? Nu se poate! Du-te, bă, de aici! Nu se poate! Ia! Facă! Hop! Și mai am? Ia! E bine! Nu da tot! Nu da tot mai pe stradă și pentru la cămin! Că să ne... Bă, e foarte bine! Ce faci, bro? Bine ați venit la cămin! Ești, bă, spre zi, promozia dân fierbit! Celentano, șef de promoție, cu Fericel! Cel nu e frumos, dar e important ce nu lucrați la cultură generală! Și cu Brânzoi! Zis Viezuroi! Băi, deci iese, deci... Stop! Trebuie să ne facem trupă! Trebuie să ne facem trupă! Desloc, iubirile mele din viață! Fii atent!
Așa idee bună cu studenția asta n-ai avut tu niciodată. E mai bună și decât aia când vroiai să te faci pirați pe Ialomița. Bă, ce baterie e asta, mă? Bateriile tinerezii, Firicele, bateriile tinerezii! Băi, știți că era să mă duc și o dată la facultate? Dar mi-a dat cu suspendarea, m-a avut noroc. Uzai, mai primă sticla aia! Să trăiești, nașule, cel mai frumos la căminul studențe! Adine, să ia ține-mă ăsta! Bă, deci simt în mine așa că am întinerit cu 50 de ani, mă! Bă, deci m-am dus înapoi că vine să emigrez! Bă! Toți pentru unul! Unul printre toți! Eu zic așa, fiți atenți! Plan! Mai bem ce mai bem? Mă facem o caterincă, una, două, man, după care merge la căminul de fete! Man, dar unde avem noi cămin de fete aceea, fierbind, băi? A, nu plecăm nicăieri! Ne vine niște marfă, trebuie să o descărcăm! Ce să descărcăm, mă, nu descărcăm nimic? Ce marfă-ți vine? Bă, Celentanu, Celentanu, pe cu ce studenți vii tu, bă, aici la cămin? De ăștia care nu știe cum e viața? Mă! Ești, eu aș uita că sunt de bufierbind. Și de ce? Dacă pe mine, în clipa asta, mă tai, nu curge sânge! Și ce curge? Distracție la boxe! Băi, da! Gândește liber! Băi, stop! Stop! Pă-ți băgă tu! Stop! Bă, melodia mea! Băgă! Dă-te așa! La distracție aici, la de la 214, că e camera mea. Fetelor! Hei! 6-6! Vine marfa. Ce marfă, mă? Marfă, mă, dar niște colegi ai mei de la școala vieții, adică trebuie să o descărcăm. Ce? Te mă, de aici, că nu descarc nimic, atât drumul la muzică. Băi, păi Fericele, dă-o aleagă, ori unul pentru toți, ori toți pentru dă-o aleagă de studenție. Stop! Ca șef de promoție, plan. Hai să descărcăm marfa. Hai! Bă, Artilițe, ce ești așa grele, mă, cutiile astea? Ce e în ele? Nu e, mă, nimic, e ajutoare. E ajutoare, mă, înțelegi? Bă, dar de ce le-am băgat în casă pe toate, mă? Le-am băgat în casă să nu le vadă lumea, mă, că lumea e rea și a dracu și pune întrebări, înțelegi? Și nu e pentru toată lumea. Păi și studentul unde doarme, mă, dacă doarme cutiile în casă? Fișelei! Studenții nu doarme, bă, băiatule, că de-aia n-am făcut studenți, ca să pierde nopțile! Cerci așa! Ardiles, hai mă, te duci tu, Cizac, băi, pentru efortul ăsta. Ba, da, chiar că trebuie să mă duc, stai așa că am aici niște. E trebuie să arunc dop aici. Trec cum să fii tu, mă. Gata, băi, vine băiatul imediat. Ia uite-l picior, bă, ia fiar. Bobocule! Bobocu, ăsta n-are în el, bă, ca să doarmă la cămin. Ăsta este făcut student care ca să doarmă în gazdă. Plan! Fiar, picior! Bem, facem un poker, program de voie. Chiar de așa? O, ce bine e, bă, ce bine e la cămin! Ce miros de libertate, Firicele, simți? Stop! Nu mișcă nimeni! Nu mai miroase la libertate. Deci, domnul general, să știți că dacă să nu scoateți pistoale, că scoateți și în armele noastre. Distracția! Grup infracțional organizat. 40 de cutii cu cuptoare cu microunde furate. Unde le-ai ascuns? În cămin. De 3 luni vă urmărim. Pe noi? Nu are cum ce fuc, că noi suntem studenți, a zis colegul Celentanu. Pic, da, dar abia ne-am făcut studenți. Aha, grup studențesc organizat. Hai, leagă-i. Un moment. Fișele, a început sesiunea. Hai, palor! Stai! 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 Stai!
Ai! Serialul pe Voio.